Sfinte Părinte Efrem, inima mea e spâșiată de durere și de amărăciune și nu știu ce cuvânt să aduc înaintea ta. Nimic nu mai mă bucură în această viață și poverile și suferințele cele lăuntrice îmi sunt ca o băutură otrăvitoare și cumplit de amar. Nu-L mai dezlușesc pe Dumnezeu în nimeni și nimic și mă simt ca un om care e omorât de propriile gânduri. Izbăvește-mă, Sfinte, de această asuprire diavolească, căci nu mai pot răbda mâhnirea și urăciunea aceasta ce-mi soarbe blaga și toată puterea de viață. Tu-ai văzut pe bajocoritorii și ucigașii tăi și ai răbdat nenumărate schingiuiri și urăciuni din partea lor. Dar prin dragostea ta pentru Dumnezeu ai rămas neclintit în credință, înfruntând acea privire este de iad. Cu totul m-am slăbănogit, iar de multă durere, lacrimile nu le mai pot opri. Nu am la cine să merg, nu este cine să mă audă, nu este cine să mă mângâie, nu este cine să-mi spună o vorbă bună. Fă-te Tu toate acestea pentru mine, Sfinte Efrem, și așa cum eu nu știu, tămăduiește și limpezește sufletul meu, ridicându-mă într-o nădejde și lumină. Știu că e de necuprins cu mintea toată pătimirea ta mucenicească și tocmai de aceea te rog pe tine, că știu că ai răbdat urăciuni nemăsurat de mari decât ceea ce rab eu acum. Fie-ți milă de mine ca de un frate mai mic și foarte neputincios și rânduiește în așa fel încât prin această durere pe care o trăiesc acum să cunosc mai bine ostenerile tale mucenicești și ceea ce înseamnă purtarea de fiecare zi a crucii. Amin.